Capitolul 2. Vindecarea slăbănogului. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului: Păcatele îți sunt iertate? Ori a zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva! Chemarea lui Levi. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis: Vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Iisus stă la masă cu vameșii și păcătoșii. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: De ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Despre post. Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus: Pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a răspuns: Oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coase un petec de postav nou la o haină veche. Altfel, petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altfel, vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou este pus în burdufuri noi. Spicele de grâu și sabatul. S-a întâmplat că într-o zi de sabat Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii i-au zis: Vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns:
Oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții, și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el. Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului.